Șansele celor de la Metalul pentru o calificare istorică în Liga Secundă s-au diminuat după înfrângerea de sâmbătă 1-2 pe terenul celor de la Focșani. Speranțele fanilor rămân însă la cote înalte grație golului semnat în ultimele minute ale jocului de Chica. Planurile celor de la Metalul s-au modificat rapid. Odată cu deschiderea scorului, gazdele au înscris în minutul 7 după o acțiune purtată în flancul stâng al buzoienilor, finalizată de Nache. Acesta a primit balonul la 7-8 metri de poarta lui Dinu, a reușit să controleze mingea și a șutat fără șanse pentru goalkeeperul Metalului. După gol, Metalul a dominat, dar steril, cu o posesie lentă care nu a adus ocazii la poarta focșănenilor. Tot gazdele au înscris după reluare și tot după o acțiune care a pornit din flancul stâng al buzoienilor. Putea să fie și mai rău pentru Metalul în minutul 78 la o ocazie importantă de la 7 metri, care a trecut însă pe lângă poartă. Dacă CSM n-a marcat, a făcut-o Metalul prin Chica. Nigerianul a fost omul potrivit la momentul potrivit. A profitat că Nițul i-a respins eronat un balon și a reluat în plasă cu toată opoziția celor doi stopări ai Focșaniului. Vârful adus de la Foresta a fost trimis în teren doar cu câteva minute înainte. Focșaniul a mai avut o ocazie importantă chiar înainte de fluierul final, însă Dinu a scos providențial de sub bară. S-a terminat 2-1 pentru Focșani, rezultat care o menține pe Metalul în cărți. Miercuri, oaspeții vor avea dreptul la o singură greșeală în contextul în care terenul propriu va constitui un avantaj important. Din păcate, golul în deplasare nu mai contează în economia unei dispute tur-retur.